n-am înțeles nimic din softul ăsta cu bariere de la, mă rog, cu porțile de intrare de la piață. Consilierul PPDD și-a dat cu stângul în dreptul și la ultima ședință a Consiliului Local. Spre exasperarea colegilor, ca de fiecare dată, acesta a încercat să găsească motive pentru a interveni în cadrul ședinței. Acum s-a folosit de raportul cu privire la un soft ce va fi utilizat la Piața Traian. Totuși, 370 milioane lei vechi pentru un soft. Ce face softul ăla? Vă transmite acasă când se deschide ușa la piață? După un program, după temperatură, ca să știm. Este totuși ridicol, e o sumă considerabilă de bani. Și mereu noi am solicitat ceva detalii, nu neapărat la nivel de virgulă, dar cât de cât niște detalii pentru sumele astea. Dom'le, am folosit un soft marca cutare, versiunea 5.3 și să știm și noi, să ne interesăm, să vedem, poate este o firmă care o dă la jumătate de preț softul ăsta. Directorul economic a fost cel care a intervenit cu explicații pentru a risipi ceața ce îl învăluia pe consilierul PPDD. Softul care este prezentat în rectificarea care face obiectul ședinței de astăzi se referă la informatizarea activității din Piața Traian și nici de cum la deschiderea porților de acces. Și în acest fapt vă prezint câteva aspecte. Prezintă tarabele existente în Piața Bedin atunci când o tarabă este liberă, când este ocupată. Listează automat facturi, chitanțe. Primarul Vasile Pavel a dorit la rândul său să-l liniștească pe consilierul suspicios de faptul că tot ceea ce se prezintă în cadrul ședinței este verificat până în cele mai mici detalii. Noi în cadrul organigramei primarului am un birou de achiziții care urmărește ordonanța 34, inclusiv pe pătrujelul de la cantina de ajutor social. Softul nu a fost singura nemulțumire a consilierului PPDD. Acesta s-a arătat indignat și de modul în care a fost realizat raportul de rectificare bugetară.